Fiți atenți, 6:31 de minute. Facem cel mai cu noaptea în cap wake up call de până acum, dintr-un motiv cât se poate de penal. Aoleu. Motivul este cât se poate de penal. Și îmi pare rău că vorbesc așa, dar este 100% adevărat. Bogdan. Nu! Avem o ascultătoare din București, o cheamă Oana, care trebuie să ajungă la un termen de judecată la 8:30. La Buftea. Și atunci am zis, dacă ne-a solicitat wake-up call-ul, hai să-l pregătim. Și un grefierul Bogdan Ciudoiu sau? Da, a ales să fie trezită de mine, așa că ne pregătim să o ajutăm. Na, deci, ce mai era, mă, penal și mai ce? Civil. Deci un motiv cât se poate de civil facem astăzi un wake-up call. Da, bine, stai așa, că trebuie să-i caut numărul aici să formez. Ok. Așa, deci, 07... Bla, 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 nici nu poți să zici, că pe aia te dă în judecată. Da, uite că stă prin tribunale, se pricepe. Deci ea ce este? Ea este cumva avocat? Nu știm. Ea este părâtul, părătorul, părăitul. Nu, părăitul nu. Nu știm ce este, dar hai să vedem. Am dat direct așa, cum am dat seama. Direct așa, de 6:30, direct. O înjurătură la ora asta îți începe bine ziua. Eu știu. Hai, Oana. Da. Alo, Oana? Da. Bună dimineața. Bogdan Ciudoiu de la Virgin Radio te-a trezit, ești în direct, în calitate de om care se trezește mereu mai devreme decât tine. Te somezi să te ridici din pat urgent? Mulțumesc, mulțumesc, aveam nevoie. Hai că ai treabă, mergi la tribunal și o să te ajut puțin. O să-ți spun câteva cuvinte care o să te facă să arăți ca o adevărată expertă între ale legislației. Ești atentă, Oana? Da, 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 sunt. Fii atentă, în drum spre tribunal să-ți repeți asta în minte. Abrogare reprezintă anularea, suprimarea unei legi sau unei dispoziții legale, da? Mulțumesc, așa voi face. Așa, audiere. Act procedural ce constă în ascultarea învinuitului sau a inculpatului, a celorlalte părți din procesul penal, a martorului, precum și a expertului, da? Da. Așa e. Jurisprudență. Oh. Denumire dată practicii judiciare considerată în trecut izvor de drept. Așa e, da. Și Oana, pe asta chiar trebuie să o ții minte. Sperjur. Încălcarea jurământului. Foarte urât. Mulțumesc, Bogdan. Și deși se prea poate să fie ilegal ce facem noi aici, Oana, tocmai ai primit un... Da, zi-o tu. Wake-up call? Wake-up call! Bună dimineața! Cum ești, Oana? De ce te duci la tribunal? Pentru că e obiectul meu de activitate. Ești avocat? Da. Am crezut că ești fotograful de acolo. Dactilograf. Nu, nu. Și cum e să fii avocat în România? Foarte interesant. Îmi place mult ce fac, dar implică uneori să mă trezesc la ore de genul și asta e. Asta e. Noroc că... Discuția pe care aveați într-o dimineață, discuție cu ce nu-ți place la jobul tău. Asta nu-mi place la jobul tău. Super. Bine, bun, deci tocmai am explicat unui avocat ce este sperjurul. Da. Sper că n-am greșit nimic din ce am zis mai devreme. Sper și jur. Jură-te. V-ați făcut temele foarte bine, apreciez. Excelent, mă simt bine. Bun. Mulțumesc mult de telefon. Oana, ești la zi cu serialul Suits? Sunt la zi cu serialul Suits, ca și orice avocat. Îți place de Harvey? Da. De ce crezi că e greu să te trezească dimineața? Se uită la seriale de astea ca Suits seara. Păi, bine. În apărarea mea mă uit doar la Suits. Nu am foarte mult timp să mă uit la alte seriale, e doar Suits. Se respinge. Overul. Asta vreau să Bine, hai, te pupăm, Oana, baftă la tribunal. Mulțumesc, mulțumesc, vă pup, dimineața faină. Te pupăm, hai să facem legal, să scăpăm de tribunal. 6:35 de minute, i-am făcut Oanei un... Wake up!